Au mai rămas câteva ore până când Canal de 2, noul post de televiziune din portofoliul Dogan Media International, va începe să emită. Vedetele celor două stații, Canal D și Canal de 2, așteaptă cu sufletul la gură să vadă rezultatul final la care s-a muncit fără întrerupere. Telespectatorii vor avea ocazia să urmărească programele Canal de 2 începând de astăzi, de la ora 19. The launch of Canal de 2, our second journalist TV channel, is such an emotional and significant moment for us. I would like to take this opportunity to thank my entire team, including our stars, for their loyalty, dedication and hard work for achieving such a big success over the years. Thank you. Vedetele celor două stații, Canal D și Canal D2, au strălucit la evenimentul de lansare și au fost totodată emoționate și nerăbdătoare. Grila Canal D2 este foarte variată și cuprinde seriale internaționale, emisiuni de divertisment și programe de știri. Este ceva superb ce se întâmplă aici și sunt foarte fericită să fac parte din echipa Canal D2 și sunt foarte fericită că sunt prezentatoarea emisiunii Detectorul de Minciuni. Jurații Bravo Estil promit că emisiunea, așa cum ne-a obișnuit, va fi un real succes. Concurentele sunt efectiv senzație. Credeți-ne pe cuvânt că va urma un sezon incendiar de Bravo Estil, cu surprize multe, cu răsturări de situații spectaculoase, cu ținute divine. Canal de 2 nu poate decât să beneficieze de tot ceea ce înseamnă faima, nevoia de frumos pe care a generat-o emisiunea asta. Iar principalele evenimente care contează se vor regăsi la Newstime. Vreau să invit pe telespectatori să se uite la știrile Canal de 2, Newstime, așa se numesc știrile noastre, informații relevante, poveștile din spatele știrilor, explicate la ora 21, o oră pe care nu am ales-o în mod întâmplător. Atunci oamenii se așează, termină orice au de făcut și se pot uita la știri. Le urez tot succesul din lume, le urez să crească la fel de frumos precum a crescut Canal D. Le urez să fie la fel cum am fost până acum cu toții, o familie, să ne susținem unul pe celălalt. Canal D2 îl văd ca pe un copilaș al familiei Canal D. Sunt foarte emoționată și sunt bucuroasă că am prins această zi în care Canal D se extinde. Să fie incisiv, să fie curajoși și să facă audiență. Cu siguranță o să fie un post de televiziune care o să îndeplinească cerințele telespectatorilor. Postul Canal de 2 se lansează astăzi la ora 19 cu ediție specială Bravo Estil, urmată la ora 21 de Newstime cu Radu Andrei Tudor.